lucrurile astea care s-au scris, se scriau despre mine, m-au tras în jos, nu relația mea personală. Da, asta vreau să zic și eu și asta dacă să explic. Dacă ne-am zis, dacă nu era Daniela, era altă. Și nu regret niciodată nicio relație. Am înțeles. Au fost ieșirile alea în presă, discuțiile, că erai gelos, că te duceai la emisiune, după aia cât e adevăr, cât e... Nu, e adevărat. Eu aveam antrenamentele mele, mă duceam acasă, ea avea cariera ei, venea acasă, nici nu prea ieșeam în cluburi, deci nu eram disperat după distracții sau... Aveam o viață liniștită, să știți, chiar dacă... Da, păream noi altceva. Discutam cu tine înainte și chiar eu o cunosc bine și pe Daniela și nu, știu că în perioada aia era o perioadă cu evenimente în cluburi și așa mai departe. Ea renunțase practic la da. Viața asta pentru că a ținut foarte mult la tine. A stat 4 ani împreună sau ceva da, de genul. Așa. Și mă gândeam pe undeva jucătorii pe care... I-ai avut cu echipieri sau de la alte echipe. Practic că se ascundeau și aveau câte o relație pe seară, ieșeau mai bine decât tine, care practic aveai o relație cu Daniela Crudu, care Daniela Crudu nu a greșit în perioada asta cu nimic, cu relație cu tine. Nu, și, chiar nu. Și de asta zic, nu știu cum era mai bine, că s-a bătut moneda, au fost acele declarații ale lui Gigi, care cu siguranță că... Da, nu era de acord cu relația la început. Și apoi am explicat că e o relație serioasă și nu fac nimic greșit. Există un episod, a povestit la un moment dat Răzvan Stanca, am urmat mai mult cu echipieri, a venit la Mogoșoaia și te-a certat de față cu jucătorii sau a avut un discurs mai dur, Gigi Becali? Nu, vă dați seama, la urechile dânsului poate veneau niște lucruri care, dar nu erau adevărate și am explicat că e o relație care nu nocturnă să ieșim prin cluburi, să ne distrăm. Sau... Era o relație ca oricare al doi oameni. Da. Există și un episod la un moment dat, tot primul an al venirii tale, când ai plecat la un moment dat cu ea la Sibiu. Era Ilie Stan, antrenor. Ai plecat din cantonament sau... Ah, știu. Nu. Iar alte mici. Ea trebuia să ajungă la Sibiu pentru... o prezentare într-un local și era miercuri sau marți. Un curs săptămâni, da, înainte cursul de meci. Săptămâni. Și peste două zile intram în cantonament și aveam un meci. Și ea nu era de acord să se mai ducă și trebuia localul respectiv făcuseră anunțuri că vine ea, așa. Și am zis, dacă vrei, adică eu nu i-am interzis niciodată să nu se ducă, ia, dacă vrea să... A vrut să se ducă, să ducă. Și a zis că nu mă duc, singur atâta drum. Și eu m-am oferit să mă duc, adică doar pe drum, să mă întorc. Un drum. Oarecum să o și ajungi. Bă, hai să nu te faci nu, de râs. Erai m-am dus acum, oricum. Dar era pe afiș și acolo, dădea urât, n-a mai venit. Da, n-a pentru mai... imaginea ei. Și da. M-am dus cu ea până acolo. Eu m-am întâlnit cu alți prieteni la o cafea în timp ce ea... Avea evenimentul respectiv. Și... cei de acolo vreau să stea mai mult, gen, știi? Dar eu i-am spus din start că la ora aia trebuie să plec, ca să n-ajung târziu înapoi. Deci n-a fost o, cum să zice, că am așteptat-o la nu știu ce oră, că am plecat din cantonament. Eu te întreb ca să lămurim, pentru că a apărut că ai fugit din cantonament. Nu există și așa mai departe. N-am fugit în viața mea. Deci n-a a fost... Mi-am respectat când era cantonament, cum să fugi din cantonament? Nu s-a afla. De ce te-ai despărțit de Daniela? Păi, na. Apărut, dacă vrei să spui, dacă nu... Bine, da, a apărut deja. Apărut, da, normal. Am avut o relație cu altă fată din Vâlcea. Între noi nu prea era așa, nu știu, devenise monotonie, așa. S-a pus problema la un moment dat când stai cu Daniela, nu știu, să vă căsătorii sau erau gânduri mai serioase? Și am avut o relație serioasă, sincer. Și a renunțat la multe lucruri pentru mine. Și eu știu. N-am renunțat la ea ca să, poate mi era bine, mai, mult mai bine în fotbal. Deci am făcut amândoi sacrificii, deci era ceva serios. Deci n-ai ținut cont de ce a apărut și de nimic, da, e relația mea și vreau să fiu cu ea. Cum să zic, s-a transformat în fată așa de casă, să zic. Și îmi plăcea mult mai mult cum era înainte, mai... Paradoxal, da. Și, na. Am înțeles, deci practic...
ușor, ușor să recise relația. Da, și... Am stat eu cu o fată din Vâlcea, după, și apoi am rămas cu fata aceea. Ai mai vorbit cu Daniel așa? Nu, nu. Nu mai e nicio discuție. Nu. Te întreb pentru că știu, ți-am zis că a ținut foarte mult la tine și, cu adevărat, toată lumea a rămas. Ați avut o relație frumoasă, a fost acolo, da, între voi, între nu patru pereți. Aparițiile astea, de aia nu mă simțeam așa. Îmi place să am o viață privată, liniștită și, bă, de asta, când ieșeam la mall sau la restaurant, toată lumea. Da, la momentul în care știu, ai fost cu ea, trebuia să-ți asumi, n-aveai ce să faci, pentru că și ea era cunoscută. Da, și eu. Și tu erai într-un moment al carierei fotbalist la Steaua și venise. Dar parcă nu-mi plăcea mi-așa viața asta. Era greu, unde să vă ascundeți atât? Da, nu era vorba de ascuns, dar toată lumea, și la mall, și la... Plus că să vă facă poze, da? Da. Daniela cu Mihai. Te deranja chestia asta și... Mă deranja, nu? Păi eram așa, confortabil.